Salut, prieten! Sunt Mihai Stepanov, con video nou despre site-ul L7 Trade. Deci, în acest video, despre ce voi spune? În primul rând, voi arăta cum am scos bani, deci acest site plătește. A doilea, voi explica mai detailat acest site, pentru că în primul video, care l-am plasat cu titlul de câștigă cu L Trade, până la 200% venit lunar, pe 18 august. Acolo era puțină informație. Am făcut ca să vă, să vă uitați, vă faceți înregistrare dacă vreți, că e gratis. Pe urmă, deja în interior să studiați, dar cam puțin văd că s-a înregistrat. Prin ce este bun acest site? Cum am spus, în scurt timp se poate făcut un venit mare. Deci, când am făcut video, era în prima zi, era un curs mai mare, deci, uitați-vă, aici nu e cursul sau venitul stabil. Deci, ei ce fac? Ce înseamnă arbitraj? Asta când ei iau o bursă, unde este prețul cel mai jos, cumpăr moneta și o vând la bursă unde este cel mai mare preț. Deci, diferența o pun în buzunar. Cum era înainte, între schimburi de pildă, era o variantă de câștig, sau speculanții lucrau, de pildă, într-un schimb, cursul era, ca exemplu, de pildă, 5 lei, în altul 5,50. Omul cumpăra unii era cu 5, îl vindea unii cu 5,50, diferența o punea în buzunar, ca exemplu. Același principiu este și pe acest site. Deci, cum ei lucrează? Deci, ei au în unele țări încheiat contracte cu agenți care au careva sume pentru operare, ca să lucreze operativ. Deci ei ne plasează aici statistica, informație care e actuală pe criptomonete. Ei lucrează cu 10 criptomonete. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Dash, Zcash, Stellar, Bitcoin SV, Bitcoin Gold și Ripple. Deci unele monete se vor mai adăuga. Deci dacă vă uitați la fiecare, deci uitați-vă cu roșu, asta cât din tranzacții, iar cu verde, asta cât curat nou ne iese din tranzacții. Căci este cheltuieli, deci. Deci, pentru operații, și de ce, uitați-vă, de pildă Bitcoin, acum e 0,28 venitul la sume minime cu care se poate lucra. Și aici a doua cifră ne arată la sume mari. Delta maximă cu valor mediu, deci. Deci minim de pildă e 0 sau 2 milioane satoși, mai bine zis. 0,02 sutim de Bitcoin. Asta iese undeva acum vreo 200 de dolari. Deci cu Bitcoin, de pildă Litecoin, undeva e 68-70 dolari. Minim, deci 1. Dash 0,5, nu știu cât e cursul. Ethereum, de pildă jumate de Ethereum. Minimul care se poate început. Bitcoin că ești tot așa. Deci ca să vedeți cam cât e prețul, intrați la portmoneu, îmi pare. Nu, la schimb. Deci la schimb se vede cât e cam cursul mediu. El tot variază, deci. De pildă Zcash e 45. Stellarium de pildă 6 cents. Bitcoin Gold, cel mai mic prag, aici e 2 monete jumate, deci 2 monete jumate la 11 este undeva pre 25-30 dolari. Deci cel mai mic cantitate de bani cu care se poate început, pentru că Bitcoin deva trebuie vreo 200 de dolari. Ethereum jumate, deci se primește undeva 85 de dolari. Litecoin, vedeți, e 65. Deci eu am început 10 zile în urmă, în video acesta care am plasat, cu Bitcoin și cu Litecoin. Deci 0,2 Bitcoin, este undeva 200, era cursul rolec mai mare, 10 zile în urmă. Și Litecoin cu 1,3, tot 100 de dolari.
Deci, în total, am început cu 300 de dolari. În 10 zile am făcut 100 de dolari. Am scos Bitcoin-ul. 2 milioane 200 de dolari. Iar venitul care era, l-am schimbat în Stellar. Și acum merg mai departe cu Litecoin și Stellar. Pentru că când am scos 2 milioane, dacă nu scoteam, deci nu puteam să verific. Deci Litecoin nu l-am scos, de ce? Pentru că el are cel mai bun procentaj și practic el cel mai bun. Dar deoarece avem niște Stellar introdus, nu putem lucra cu dâns, am mai luat niște Stellar ca să pot lucra cu Stellar. Deci ideea care că aici îi plătesc, se scoate destul de repede dacă ne uităm după tranzacție, acuși într-un portofel. Și apăs pe istoric și o să vedeți că la istoric. Uitați-vă, cum am spus, am lucrat, eu am început de pe 18. Nu sară pe 17 primește. Practic, o operație am făcut pe 17 și deja venitul este venit pe 23 și apoi am început alta deja pe 18, toate am mers încolo și încoace. Și așa, uitați-vă, de la operație la operație, treptat suma care eu lucram crește. Deci asta e un plus la acest site, că nu așteptăm venitul undeva aparte până el s-a adunat să-l putem scoate, dar el tot se încadrează de la operație la operație în volumul total al tranzacției. Sau în sumă totală. Și deci ieri am încercat să fac scoaterea banilor și s-a primit. Deci, vedeți, am dat la scos la 23.45, 28, acum e 29 august. Ce mi-a rămas, am făcut schimb în Stellar, vedeți așa, schimbarea din Bitcoin în Stellar. Mi-a rămas 586.000 de satoshi, 89.492. Și deja am început să lucrez cu Stellar, deoarece avem introdus, încă de când am făcut înregistrare. Eu, deci, m-am înregistrat pe 2 august, dar am studiat undeva vreo 2 săptămâni ce site, ba una, ba alta, nu prea încredeam. Am văzut foarte multe video unde oamenii, practic, au început cu o sumă, în 2 luni ei s-au mărit venitul undeva de 20 de ori. Deci de ce de 20 de ori, deoarece iau și invitați, altele, acolo tot vine ceva, am venit. Eu până când lucram și lucrez undeva de o zi, două cu un referral. Deci tot ce am făcut, eu am făcut 10% fără referral. Deci în 10 zile, deci cum am spus, 30%, de ce 30, poate și mai mult. Uitați, am depus 300 și am scos 200 și am mai undeva 200 învârtez. Deci total undeva avem 400 dolari. Și ca să nu risc, uitați, 400, deci 200 mi-am întors înapoi, îți primești că acum eu risc cu 100 a mei și deja cu 100 care din venit. Deci acum undeva 200 dolari învârtesc pentru că am Litecoin cu care operez. El de pildă 1.389 deja am. Am început cu 1.32. Deci cel mai convenabil, după cum am observat eu, Litecoin este cu care trebuie de lucrat. Dacă doriți să începeți, introduceți Litecoin. Deci Litecoin-ul acum undeva e 65 de dolari. 65. De pildă cu Bitcoin trebuie să începeți undeva de la 200 de dolari. Tot e normal, dar taxa la dânsă de pildă e mare.
50.000 de satoshi, asta undeva 5 dolari, l-a scos. Pe când cu Stellar iese mai puțin, dar Stellar acum depinde de situație. Deci dacă ne uităm la ce se întâmplă, Stellar acum iese undeva 0,41% din operație acum care o fac. Pe când la Bitcoin, vedeți, îmi aduce 1,16%. Bitcoin e 0,25% acum, de pildă, Bitcoin Cash 0,76%. De fiecare dată situația se schimbă în dependență de cum este cursul la monete. De ce nu e nimic stabil? De ce, cum am spus, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, deoarece ei au 40 de minute de așteptat dintr-o tranzacție până la altă tranzacție. Restul monetei trebuie să așteptăm o oră. De pildă, ce înseamnă o oră? Am făcut o operație, am început-o. Ea s-a finalizat undeva peste 5 ore. După ce s-a finalizat, trebuie să așteptăm o oră și să pornim alta. Cum noi pornim tranzacțiile? Că aici e la tranzacții. Lăsăm cantitatea, de pildă avem un Bitcoin. Apăsăm pe aplicați, după aceea alegem prețul cel mai mare în prima coloană. Vedeți, bid, este prețul de vânzare cu care eu o să vinde moneta și aici prețul cu care cumpărăi. Deci alegem bursa cu prețul 9819 din această listă. Aici am ales-o. Vedeți acum cursul cu sâmpătăniță, că el merge în jos, scade. A doua coloană alegem cea mai mare, sau nu mai mare, dar cifra care este aici, cu albastru. În una as cu roșie o alegem, în una cu as cu albastru. 9294. Vedeți, perioade se schimbă, 9290. Aceasta. Acum apăsăm, mergem la procesarea comenzii. Aici ne apare informația, ce și cum, și apăsăm încă o dată confirmați operațiunea, deoarece eu n-am bani, la mine nu o să primească. Contul meu are zero. Dar la voi, dacă aveți bani, o să apăsați OK și el o să meargă. Și o să apară aici ea la preliminar. De pildă, acum eu lucrez cu două monete, Litecoin și Stellar. De ce? De ce mi-arată regim auto? De ce? Pentru că, uitați, ce îmi place acest site, de pildă, nu putem noi sta 24 de ore pe acest site să facem la maximum. De ce? Este așa funcție care au adăugat-o. E funcție automată, unde puteți să indicați, de pildă, nu știu, 5 operații. Orientativă, operație undeva 5-6 ore. Deci el maxim se poate indica 10, de pildă eu ultima dată am ales 5 tranzacții, 2 au lucrat, mai are încă 3. Dacă vreau, apăs pe întrerupe și deja pot să continui automat. Nu automat, dar manual. Deci când se termină operația aceasta care acum se face, după ce am apăsat pe întrerupe E, trebuie de făcut manual, cum am arătat precedent. Care e diferența între automat și manual? Manual trebuie singur să faci, de ce trebuie să fii pe site. Automat, acolo se încadrează operatorul lor, pentru asta noi îi dăm un comision și lui. Dar acest comision, acuși vă arăt, din istoric, se iei din, nu din toată tranzacția, dar din venitul nostru. Deci uitați-vă, aici ia bilanțul tranzacției, se arată cât noi câștigăm. Deci asta eu personal cât am câștigat din tranzacție, care a fost ultima cu Litecoin-ul care eu îl învârtesc pe acest site. Acum uitați-vă, din toată operațiunea, o parte de bani e site-ul, această cantitate. E venitul site-ului, că el tot nu o să facă degeaba. Acum, cum lucrează site-ul? Site-ul are doi agenți în diferite țări care fac aceste operații, care operează. Unul cumpără
altul vinde. Pentru ce sunt acești agenți ca să fie mai operativ, să nu fie pierderi? Dacă o să încercați singur să faceți, o să vedeți că e foarte greu, într-un moment dat o să faceți care va greșit și o să vă duceți în minus. Deci uitați, aici e scris cât e primul agent, e 30% din operație, a doilea e 30%, deci la agent se duc 26%. Site-ul e 40, mie din operație îmi vine 34. Acum aceștia 34 eu împart cu partener, deci persoana care m-a invitat, și dacă e operația automată, o parte se mai duce la operator. Care parte, deci de la client, din ești 34, deci 3,34%, asta e în cantitatea venitului, se duce la operator. Deci vă uitați, deci eu din venitul care trebuie să fie, 818.275, cum vedeți, iese 10% undeva, 10% care se duce la operator din această sumă, 17.21% din această sumă la partener, care m-a invitat, care mi-a spus pe acest site. Deci nu se poate înregistrat fără partener. În orice caz această sumă se ia, deci dacă vă gândiți că mai bine fără partener, nu se poate. Și în final curat iese, deci acest curat, și se arată aici la informație cu verde, deci din toată tranzacția care acolo 4,1% indiferent așa din preț comparare, dar o parte se duce la site, o parte la agență, o parte se împarte și mie curat de până îmi iese un 1,1% acum cu Litecoin. Altă tranzacție o să fie altă cantitate, o să fie alt cursuri. Ați văzut că aici, în timp real, periodic se schimbă situația. Deci, dacă vreți să lucrați, dar vă recomand, e destul de repede, se poate de ridicat venit pe acest site, undeva puteți folosi schema care o folosesc eu. Deci eu am făcut în 10 zile $100 din 300, în total avem 400, 200 am scos, continui cu 200. 200 mă ridic de pildă la 400, 100 scot și continui cu 300, deci practic în undeva o lună jumătate, mai puțin, într-o lună și 10 zile. Schema aceasta, deci vă faceți pe curat, să mergeți cu banii fără a risca. Deci, de ce așa am făcut? Să puteți făcut 20 de zile, de pildă sau o lună, dar cel puțin o parte i-am întors înapoi și deja nu risc cu 300, dar îți primești că risc cu 100. Și paralel era scopul ca să verific dacă acest site plătește. Deci, ați văzut că site-ul plătește, dacă n-am arătat, deci 2 milioane satoshi pe 28 am scos la 23.47. Unde e la noi? Încă o dată la istorie, Bitcoin. Deci 28 la 23.45 am dat la scos. Undeva în 2 minute mi-a ajuns banii. Destul de repede, deci nu e așa ca în anumite zile scoți, deci prin ce îmi face careva siguranță, uitați-vă, 2 zile în urmă a fost o atacă de hacker, ei au pus pe site informația că de ce nu lucrează, că s-a întâmplat ceva, destul de operativ au rezolvat problema. Sunt multe burse, nu le place ce îi fac. Posibil că ei organizează acest lucru pentru că este o variantă foarte, foarte convenabilă de lucru pentru oameni care nu pot să facă tranzacții, să ocupe cu Forex, de pildă să stăie, să cumpere, să vândă pe burse. Aici se cumpără, în unele țări sunt diferite legislații, de ce, cum observ eu, în America Latină, leacă prețul este mai mare, ori e ceva întârziu, ori de ce, nu știu.
iei acolo, cumpăr în altă parte, vând unde și așa mai departe, după situație. Deci tot timpul se schimbă situația. Dacă o să vă uitați, depinde de cifrele ce se schimbă la fiecare valută. Deci și cursul este diferit, pe el era 1 și 10, de pe el deja 1 și 12, vedeți. Dacă o să intru pește jumătate de 10, o să fie cât alte cifre. Deci dacă doriți să începeți, vă recomand să începeți cu Litecoin. El nu este chiar scump, deci cu Litecoin trebuie să începem, asta undeva 65-70 dolari. Se poate de început și cu Bitcoin Gold. Deoarece, vedeți, 2,5 Bitcoin Gold. Un Bitcoin Gold este undeva 12 dolari. Deci asta undeva 30 dolari. Deci puteți să începeți cu Bitcoin Gold. Stellar undeva vreo 60 dolari, tot trebuie 50 și ceva trebuie să aveți. Zcash 45, nu știu cât vor cere. Cu Ethereum, dacă începeți undeva jumate de Ethereum, se primește undeva 85 de dolari. Deci, cum am spus, Litecoin e mai convenabil, că e 65, 85, 20 de dolari. Bitcoin trebuie 0,2. 0,2 Bitcoin. Asta se primește 2 milioane satoshi, undeva 190 de dolari acum. Deci, eu am început, era o leacă curs mai mare, era în jur de 10.000. 10 zile în urmă, deci la mine era 200 de dolari. Și cu Ethereum, 1,3 am vărât, era, nu Ethereum, dar Litecoin. 1,3 pentru ca să fie 100 de dolari. Deci am vărât, cum am spus, cu... Așa, uitați-vă, este limba română, puteți intra să studiați. Dacă doriți să invitați programul de recomandare, unii care au invitat mulți oameni e foarte repede, s-au ridicat, au făcut niște sume foarte mari. Deci site-ul acesta, informația, au început să plaseze oamenii undeva de la începutul iulie. Deci iulie-august, undeva în două luni când oamenii activ lucrează, unii de ei au făcut 20 de x-uri cu referral. Deci din referral noi avem 21% din venit. Nu din suma care o depune, dar din venitul care el câștigă. Deci nu-mi curcați, pe el de el a vrut un bitcoin și a primit 0,2 bitcoin, nu. Deci el de pildă, dacă a depus un bitcoin, persoana care este invitată și câștigă de pildă, nu știu, 20 de dolari din tranzacție, 4 dolari de pildă din tranzacție sau voștri. La fiecare tranzacție. Și așa se poate pe zi undeva 4 jumate, depinde cum lucrează. Dacă în 5 ore, 5 ori 4, 20, rămân 4 ore. Dar ca regulă undeva să primesc 4 tranzacții pe zi, că e plus minus 5 ore. Când mai repede, când mai lung poate fi. Deci e undeva 4 operații pe zi. Și dacă vă uitați la... la informație, de pildă, 4 operații, dacă va fi cursul stabil, diferența aceasta va fi, să primesc undeva 4% în Litecoin, pe zi. Deci, media, cum s-a primit la mine 10 zile, taman așa și este, undeva 33% media, deoarece Bitcoin e ori mai mic, undeva mai mare, cel mai mult și mai stabil iese din Litecoin. Deci Litecoin l-am lăsat, Bitcoin am scos, ca să demonstrez că se scoate. Și a doua monetă cu care lucrez este Stellar. Căci diferența care mi-a rămas venitul din Bitcoin în 10 zile făcut, l-am schimbat în Stellar. Schimbul se face aici, uitați-vă, schimb. La ora 0, după ora serverului pe acest site, față de Moldova este 3 ore diferență, deci la ora 3 noapte în Moldova este ora 0 serverul. Și deci în momentul acela am făcut și eu schimb. Deci cum schimbați? Deci alegeți valuta care o schimbați, de pildă Bitcoin. Și avem 0
Pelo eu avem undeva 500.000 de satoshi și am schimbat în stelar. Ștamana era minimul cel care se poate lucra în stelar, 750. Păi uitați după situația cum este cursul, cât iese, de pildă ce aveți moneta care vreți să o schimbați. Deci asta se face la ora 3, noaptea, după ora Moldovei. Vedeți că aici unde am făcut eu schimb 0,0 și 0,2 minute. 29, azi am făcut 589.492 de satoși care mi-au rămas. Am schimbat în 879 de stelar. Deci e continuu. Deci cam atât ce am vrut să spun. Dacă sunt careva întrebări, mă contactați după variantele care vor fi sub video sau am scris și răspund în comentarii sub acest video. Cam atât ce am vrut să spun. Numai bine!